Bun regăsit, dragilor! Dăm startul reading vlogului cu numărul 5 de pe canal, reading vlog săptămânal, și nu știu de ce am impresia că veți vedea acest reading vlog ceva mai scurt în ziua de sâmbătă, pentru că v-am zis eu că mă tot gândesc să mut acest reading vlog, astfel încât să aveți câte un clip de la mine sâmbătă și duminică. Voi păstra ziua de duminică, așa cum v-am obișnuit deja, dar mă gândesc să mut acest reading vlog pe ziua de sâmbătă, cu atât mai mult cu cât aceasta este săptămâna aniversară, pentru că în 24 mai, care în acest an pică într-o zi de vineri, canalul meu împlinește 4 ani. Sau, mă rog, de 4 ani postez clipuri despre cărți, pentru că eu am înființat canalul mai de mult, cred că prin 2015, dar abia în 2020 am postat primele clipuri despre cărți. Așa că, fiind o săptămână aniversară, am zis că e momentul perfect să și facem această modificare care îmi stă mie în gând de multă vreme, de când am dat startul reading vlogului, așa că cred că va fi unul mai scurt, din moment ce avem la dispoziție doar vreo 5 zile despre care să vorbim. Unde mai pui că eu filmez această introducere luni dimineață pentru voi, am din fericire o zi liberă astăzi pe care vreau să o dedic filmatului în principal, dar nu numai. Nu știu dacă o să pot să vă iau cu mine, pentru că afară vremea nu prea ține cu mine și cred că urmează o ploaie, deși sunt momente în care se străduiește soarele să se arate la față. Trebuie să merg astăzi până în oraș pentru că vreau să-mi schimb ochelarii și fiind lucrul ăsta undeva în zona centrală a Reșiței, mă gândeam să vă arăt câteva cadre și de acolo, dar rămâne de văzut. Asta depinde de vreme, n-aș vrea pe o vreme ploioasă să filmez câteva cadre acolo, rămâne de văzut. Cert e că este luni dimineață, duminică nu am filmat nimic, deși am mai avansat un pic cu lectura. Am ajuns cu Sărmane creaturi undeva la 60%, Kindle-ul îmi arată că mai am vreo 2 ore de citit, ceea ce ar fi ideal să le bifez astăzi, dar nu cred că voi reuși să termin toată povestea. Iar din cealaltă carte pe care v-am tot arătat că o citesc, Regatul Ceții și al Furiei, nu am mai citit nimic. Deci am rămas cu povestea tot la pagina 490, de acolo o să pornim săptămâna aceasta, să vedem cât reușim să mai parcurgem din cărticica asta până vineri. Ca să vedeți voi clipul ăsta sâmbătă dimineață, ar trebui să închei filmarea undeva vineri, deci ar trebui să trag tare săptămâna asta, nu știu câte vreme de citit o să am, dar o să ne lămurim peste câteva zile. Deci am ajuns și cu aceasta la 490 și de aici pornim. Și dacă se aliniază planetele atât de favorabil încât să reușesc să termin cele două cărți pe care le-am menționat anterior, vreau să mă apuc de Simon, cartea care este împrumutată de la bibliotecă și care a fost desemnată cartea lunii, să zic așa, cartea pe care trebuie să o parcurgem fiind membrii ai clubului de carte pentru adulți de la bibliotecă. Are și ea vreo 300 și ceva de pagini, 310 pe acolo, scrisul nu este foarte mare în schimb și ăsta e motivul pentru care aș vrea să mă apuc de ea, pentru că vreau să o și termin, vă dați seama, clubul de carte va fi undeva la începutul lunii iunie, asta înseamnă peste 2 săptămâni, dar vreau să o parcurg și pe ea. Bineînțeles, asta dacă nu apare ceva extraordinar care mă va tenta mai mult, dar eu sper să ajung săptămâna asta și la cartea Simon. A fost o introducere tare optimistă, știu, ar fi extraordinar să ajung la toate cărțile, să, mă rog, să le termin pe cele două pe care le-am început și să mă apuc și de Simon, dar nu știu, rămâne să vedem și să povestim, dar v-am zis, cred că acest reading vlog va fi un pic mai scurt pentru că mă gândesc să-l postez sâmbătă dimineață pentru voi. Și cam atât pentru această introducere, eu mă pun acum să filmez clipul pentru duminică. V-am promis eu că va fi un clip ceva mai special, un clip aniversar, un clip pe care știu că îl așteptați mulți dintre voi și îmi va lua ceva timp. Am zis să mă bucur de această zi liberă și să profit de timpul ăsta ca să pot să filmez acel clip care știu că îmi va ocupa ceva timp. Așa că să-i dăm bătaie. Hello, dragilor, este trecut de ora 15 și eu nu am citit nimic astăzi. Mi-a luat circa 4 ore să filmez clipul pentru duminică, adică o eternitate. Mai apoi am fost în oraș să-mi fac ochelarii, așa cum v-am spus, ceea ce din nou mi-a ocupat timp, doar că n-am putut să vă iau cu mine și să filmez niște cadre pentru că afară e întunecat, nu plouă, dar stă să plouă. Așa că n-am avut nici chef, nici dispoziție, nici nimic
să mă plimb prin centrul orașului să vă filmez câteva cadre, așa că m-am grăbit acasă, am băgat hainele la spălat, că așa e când ești liber, îți faci lucrurile de care nu ai timp atunci când ești la lucru, și mi-am copiat toate filmulețele pe laptop ca să încep să prelucrez, pentru că îmi va lua o eternitate să prelucrez clipul pentru duminică, așa că cred că mă voi apuca de astăzi ca să fiu sigură că termin până duminică. Ei, nu chiar, dar oricum o să-mi ia cel puțin 2 ore. Așa că partea cu cititul va rămâne pentru mai târziu, pentru seară, nu știu încă exact, dar vă țin la curent dacă reușesc să mai citesc astăzi ceva. Este deja ora 9 seara și revin la voi exact din același loc, să zic așa, din care am vorbit și mai devreme, la ora 15 sau când am făcut ultimul update. Nu am citit absolut nimic. Vreau să vă spun că abia la ora asta am reușit să termin de prelucrat clipul pentru duminică. Cam atât de mult mi-a luat, așa că sper din suflet să vă placă și să fi meritat toată munca asta. Vă dați seama câte ore, doar un pic am lipsit de la laptop cât timp am mâncat cină, dar în rest acolo am stat. Deci mi-a luat mult, foarte mult pentru prelucrat. Ora 9 seara, așa cum spuneam, și sper să citesc câteva pagini de pe Kindle, pentru că din variantă fizică exclus la ora asta, și cam aici se încheie ziua liberă. Nu prea am avut liber pentru citit astăzi, dar măcar am reușit să filmez acel clip care știam că o să-mi ia o mulțime de vreme, prelucratul la fel, mai rămâne doar să îl programez în clipul respectiv pe YouTube, nu o să o mai fac în seara asta, dar măcar munca cea mai grea s-a terminat. Doamne ajută! Bine v-am regăsit! Este deja marți, aproape ora 6 seara, și am venit doar să fac un scurt update pentru că am reușit să citesc un pic ieri de pe Kindle, dar când m-am pus în pat la somn, cam atunci am reușit să citesc un pic, asta însemnând că am ajuns la 67% din Sărmane creaturi. Cam atât s-a putut ieri pentru că efectiv m-a epuizat acea prelucrare a clipului pentru duminică, însă totuși e bine, vreo 10%, 8%, nu știu cât am citit ieri, eu zic că e bine. Îmi propun să mai continui astăzi, pentru că mi se pare o modalitate mai ușoară și pot să o fac și înainte să mă culc, așa că poate ne auzim și mai târziu un pic. Dragilor, este miercuri, ora 5 după amiază, și revin la voi cu un scurt update cu ochelari noi, că v-am spus că o să merg să-mi fac o pereche de ochelari noi, și cu o veste. Am ajuns cu Sărmane creaturi la 83% și vreau să vă spun că nu e o carte atât de plină de acțiune cum mă gândeam eu că va fi. E o carte alcătuită mai mult pe anumite principii, pe anumite lecții de viață, pe anumite metafore, dacă vreți, pe care o să vi le dezvălui atunci când o să vorbim despre cărțile citite în luna mai, bineînțeles. Sau poate facem un clip dedicat acestei cărți, nu știu, rămâne de văzut. Cert e că am ajuns la 83% din ea și nu pot să zic că m-a surprins neapărat plăcut. Sau poate aveam eu așteptări prea mari de la ea, cine știe, și asta e posibil. Dar am vrut să vă mai zic un lucru. Ieri și astăzi mi-au mai ajuns 4 cărți de pe Vinted. Au fost niște cărți, 2 dintre cele 4 sunt niște cărți pe care le vânez de multă vreme și mi le doresc de multă vreme și au niște prețuri exorbitante, inclusiv pe Vinted, dar le-am prins la mega ofertă. Cred că toate cele 4 au fost vreo 100 de lei, dar v-am zis, sunt niște cărți pe care mi le doresc cu adevărat. O să vi le arăt, bineînțeles, într-un viitor book haul, sau poate să facem chiar 2 ediții de book haul, pentru că s-au cam adunat ceva și încă aștept alte 2 cărți. Deci, o să am ce să vă arăt, dar până atunci, cred că astăzi, pentru că aveam ceva programat astăzi, dar nu se mai întâmplă lucrul acela din câte se pare, așa că e posibil să am mai mult timp pentru lectură și sunt încrezătoare că astăzi voi termina Sărmane creaturi. Țineți-mi pumnii, sper să revin la voi astăzi cu un update și să vă anunț despre acest lucru. Dragilor, profit de această frumusețe care își face dușul de seară ca să vă dau o veste bună, bună pentru mine, mai mult decât pentru voi, dar bună în cele din urmă, așa că încheiem ziua asta așa, cu un tonus bun. Am terminat de citit Sărmane creaturi. O carte care, v-am spus eu că nu e neapărat ce m-am așteptat să fie, dar are un final interesant. Un final altfel decât m-aș fi așteptat.
acum, câte puncte a primit din partea mea, cum mi s-a părut, cu siguranță o să auziți toate lucrurile acestea atunci când facem repapul lunii mai. Nu vreau să vă spun mai multe până atunci. Am postat un review și pe Goodreads în momentul în care am terminat de citit cartea, dar o să revin atunci cu mai multe detalii. Și să știți că m-am gândit să mai citesc un pic din Regatul Ceții și al Furiei, dar este aproape ora 10 seara. Și având în vedere că eu îmi încep ziua undeva la ora 5 și jumătate, nu știu dacă mai citesc ceva în seara asta. Dar măcar am mai încheiat o carte. O carte pe care îmi doresc să o citesc de foarte, foarte multă vreme. Ceea ce e un mare plus. Așa că, cel mai probabil, noi o să ne auzim mâine. 21 și 21, joi. 23 mai. Și abia la ora asta începem să citim și eu nu mai vreau să încep o altă carte, ci să mă întorc la Regatul Ceții și al Furiei, pentru că sunt curioasă ce se întâmplă mai departe, plus că n-am mai citit de multă vreme din cărticica asta, sunt tot la pagina 490. Nu știu cât mai apuc să citesc în seara asta, abia acum am reușit să ajung acasă și să mă așez efectiv la citit, dar indiferent cât va fi un câștig, așa că nu îmi fac griji. Rămâne de văzut, noi ne vom auzi mâine. Mâine, când teoretic va fi ultima zi de vlog, pentru că așa cum ați văzut la începutul clipului, mă tentează să postez acest clip sâmbătă dimineață. Acum rămâne de văzut. Dacă o să mă răzgândesc cumva, înseamnă că voi vedeți acest clip luni dimineață. Dar mi-aș dori să schimb ziua și să fie așa un cadou pentru voi, sâmbătă dimineață și duminică dimineață. Sper că un cadou și nu o neplăcere sau eu știu, sper să fie pe placul vostru aceste clipuri, dar din feedback-ul pe care l-am primit până acum, văd că vă place și asta nu poate decât să mă bucure. Dar cam atât pentru acum, să trecem la citit. Bun regăsit, dragilor! Este sâmbătă astăzi, nu este vineri, așa cum probabil v-ați așteptat. Este chiar ora 12 deja, am ajuns sâmbătă la prânz. N-am filmat nimic ieri pentru că m-a lovit o enterocolită și nici acum nu sunt prea bine. Din păcate, n-am reușit să vă fac surpriza pe care planificasem să vă fac cu prilejul împlinirii celor 4 ani de când avem acest canal minunat. Inițial mă gândeam să postez acest reading vlog sâmbătă dimineață, așa cum v-am mai zis, însă din cauza faptului că nu am filmat nimic ieri și cu siguranță n-aș fi fost în stare să prelucrez întregul material ieri, asta este, o să ne vedem tot luni dimineață, din păcate. Nu știu cât voi reuși să citesc astăzi și mâine, sper să mă simt ceva mai bine. Sunt tot cu Regatul Ceții și al Furiei. Am ajuns la pagina 508 până la urmă. Aș mai avea în total vreo 250 de pagini din ea, ceea ce n-ar însemna chiar mult. Nu știu dacă voi reuși să o parcurg. Planificasem și o excursie în weekendul ăsta să mai ies așa din cotidian, să mai schimb aerul un pic, dar sincer nu mă simt în stare. Așa că o să stăm acasă și o să citim. Sper. Sper, sincer, să mă simt mai bine, atâta tot. Din păcate, nu mi-a ieșit acea surpriză, de lucrul ăsta mi-e cel mai ciudă, dar asta este. Nu totul în viață merge așa cum ne dorim noi. Este încă sâmbătă, ora 8 și jumătate, așa cum ați putut vedea, și am avansat destul de bine în lectură, pentru că am ajuns cu povestea la partea a treia, Casa Ceții. Asta înseamnă pagina 603.
Cam 100 de pagini am citit în total astăzi, ceea ce eu zic că e foarte bine. Ne-au mai rămas undeva la 150 de pagini, pentru că aproximativ atât are volumul acesta. Deci, dacă lucrurile merg în continuare în direcția bună, reușim să terminăm acest volum mâine, zic eu. Rămâne de văzut. Poate mai revin cu un update astăzi să vă arăt cât am mai citit. Lucrurile au devenit un pic mai interesante în momentul ăsta, așa că mă și ține în priză cartea, ceea ce e încă un plus, așa pe ultima sută să meargă lectura cât mai rapid. Cu siguranță ultimul update pe această seară, pentru că e aproape ora 11 și cred că e momentul să trecem la somn, dar înainte de asta vreau să vă arăt cam cât am parcurs astăzi și la ce pagină am ajuns. Cam partea aceasta am parcurs-o astăzi și atât mi-a mai rămas, adică vreo 90 de pagini. Azi am avansat foarte bine cu lectura din această carte, ceea ce mă bucură nespus. Sunt aproape sigură că voi termina cartea asta mâine, adică duminică, atunci când va trebui să și prelucrez clipul, să-l pot programa pentru luni dimineață. Din păcate, ar fi trebuit să fie sâmbătă, dar asta este. Bun, cam atât am parcurs astăzi, atât ne-a mai rămas, 90 de pagini, cum spuneam, având în vedere că am citit astăzi vreo 150 de pagini, mă gândesc că mâine 90 de pagini chiar nu este imposibil de parcurs. Dar rămâne de văzut. Pentru seara asta, atât a fost. Să avem energie și, în primul rând, sănătate, ca să ne putem duce planurile la bun sfârșit. Și acum, la somn, că unii dintre noi deja dorm de ceva timp. Ia uitați aici! Așa se doarme la noi de vreo oră, sau mai bine de oră. Așa că ne conformăm și noi. Este deja duminică, trecut de ora prânzului și e momentul să încheiem acest reading vlog, pentru că eu mai trebuie să-l și prelucrez astăzi, astfel încât voi să-l puteți vedea luni dimineață. Este și momentul în care vă anunț că am terminat de citit această carte azi dimineață. Mi-au mai rămas cam 90 de pagini pe care le-am încheiat astăzi. Nu pot să spun că a fost o lectură extraordinară, dar cred că ar fi fost ceva mai interesantă dacă aș fi citit cartea continuu, dacă nu aș fi citit și alte cărți în paralel. Nu pentru că este o lectură grea, nu pentru că povestea ar merge greu, ci pur și simplu pentru că ieșeam din acea stare și din acea lume. Fiind vorba despre un fantasy, cu siguranță ar fi fost mult mai ușor să rămân conectată continuu în poveste. Nu a fost nicio carte rea pe care să zic că nu vă recomand, dar cu siguranță pentru mine nu a fost de 5 stele. Acum câte stele va primi o să vedeți în wrap-up-ul lunii mai, care o să apară cel mai probabil săptămâna viitoare, pentru că e finalul lunii. Dar cam asta a fost pentru acest reading vlog, un reading vlog în cadrul căruia am încheiat două cărți, Sărmane creaturi și în sfârșit am terminat și acest monstruleț. În total, undeva tot la vreo 500 de pagini, 550 de pagini, Sărmane creaturi undeva la 300 de pagini, iar Regatul ceții și al furiei, deci mai aveam de citit cam 260 de pagini. Deci pe acolo rămâne media, ceea ce pentru mine este foarte bine. Mă bucur că am mai descoperit două povești despre care o să vă vorbesc așadar săptămâna viitoare. Mulțumesc dacă m-ați urmărit până la final și în acest reading vlog și noi ne vom revedea, sper, sâmbătă dimineață cu reading vlogul, pentru că, așa cum știți, mi-aș fi dorit să mut reading vlogul pe sâmbătă dimineață, dar n-a fost să fie de săptămâna aceasta, să sperăm că săptămâna viitoare va fi cu noroc. Toate cele bune, lecturi minunate să aveți!